genul programului Pamflet. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Tatiana Dascălu-Bulina, alături de mine în studio se află invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana, bine m-a regăsit! Am avut o știre despre adevăratele probleme ale sucevenilor, de pildă iau acești 450, am înțeles, din cartierul Burdujeni, care locuiesc de mult timp, iarnă, a doua iarnă consecutiv, înțeleg, în niște condiții greu de imaginat. Fără căldură. Da, fără căldură, astea, pentru că da, oamenii au plătit acolo și ăsta ar fi paradoxul. A furat banii șeful de asociație care era acolo. Eu am văzut imaginele, eu am comentat și dimineața la Radio Top cu Dodo situația asta și nu înțeleg, domnule, veriga asta, asociațiile de proprietari. Și au ele rostul, dar nu întotdeauna, pentru că avem beneficiar de servicii, asociație termică, da? Și este această verigă slabă și de multe ori hoață, formată din șefii de asociații de proprietari care învârt banii cum vor ei. Și dacă n-ar fi fost această verigă și ar fi fost un circuit direct, așa cum există, între beneficiari și E.ON Electrica, de exemplu, E.ON Gaz și așa mai departe, nu ar fi rămas oamenii fără încălzire. Acum am văzut imaginea asta și m-au impresionat mai mult, pentru că am văzut că pe strada Jean Bart, acolo unde e problema, sunt oameni cu probleme financiare grave, oameni bolnavi, era femeia săracă, stătea în fund pe pași și plângea, stătea cu caloriferul electric care, odată că nu încălzește ca lumea, a doua oară este scumpă energia electrică. După aia am văzut Igrasia în care stau oamenii aia și spunând cineva, doamne, că în timpul lui Ceaușescu nu măcar mai dădea încălzire din când în când. Și totuși acești dacă oameni vedem, își plătesc aia e problema, căldura. Deci dacă privim strict din punct de vedere economic, oamenii nu trebuie să plătească încălzire, dar eu zic că e o chestiune umanitară și că primarul Sucevei în lungul ar trebui să pună mâna pe telefon să sune la termica și termica să dea drumul la încălzire ieri. Cum am în făcut într-un 2. Caz similar, dar acolo stând cineva care lucrează la termica, am înțeles, nu s-a luat aceeași măsură. Nu știu. Problema e că oamenii au plătit, ei au fost de bună credință, dacă ar fi fost niște rău platniști, niște oameni care ar fi refuzat să... Și este de apreciat cu atât mai mult cu cât ai văzut că sunt oameni cu probleme financiare, da, și care preferă întâi să-și plătească utilitățile și după aia să mai vadă de pastile și să mai mănânce și cartofi cu ceapă și cu mămăligă. Mâncare acolo, da, un colț de pâine. Și domnul Lungu, primarul Sucevei, nu e o gaură în cer, pentru că termica așa este o societate aproape falimentară. Merge în pierdere. La câți bani are de încasat termica dintr-o mie de părți? Eu nu cred că se face acum gaură că moare cineva de la termica, de la primăria Suceava, de la Consiliul Local, pentru că acționarul majoritar este Consiliul Local, dacă dă încălzire la oamenii ăștia. Deci e rezolvabilă situația și după aia să se regleze pe parcurs, până îl prinde pe ăla care a furat banii, până se judecă, până recuperează. Dar nu trebuie termica, să sufere acești oameni. Absolut. Termica are de recuperat de 10 de miliarde de lei, sute de miliarde de lei. Și ținând cont de faptul că primăria tot pompează bani în această societate, are tot dreptul moral să intervină la termica, să dea drumul la încălzire la oamenii de pe strada Jean Bart. Pentru niște cetățeni. Absolut. Și oamenii aia stau să-i chinuie, domne, chiar suntem în 2011, să ajungă lumea să spună că mai bine era în timpul lui Ceaușescu, că măcar dădea din când în când încălzire, cum poți să stai? Și ai văzut câtă igrasie, da, este acolo. Păi igrasia aia până o scos din casă durează nu știu cât. După aia trebuie bani și, din cauza și se îmbolnăvesc, dă pe pastile, dă pe medicamente. După aia igrasia aia până o scos din casă trebuie bani. De unde aia dacă n-au, mănâncă oamenii săraci cartofi fierți cu mămăligă și cu ceapă și sunt bolnavi și așa e dau bani pe bani, de unde să mai scoată și pentru asta? Așa trebuie pusă problema. Eu nu știu de ce termica a procedat astfel. Adică trebuie să te uiți, domne. Sunt niște oameni în țara asta care stau în niște birouri și nu gândesc decât se uită în laptop, în calculator și văd unul cu 7, cu 3, cu 5, că nouă, n-a tăiat, tăpac, n-au plătit, tăiem. Dar mergi la fața locului, da, și vezi care este situația. Uită-te și tu la oamenii aia, uită-te în ochii lor, ai obrazul ăla să le oprești încălzirea. Eu cred că, adică nu cred... Primarul chiar este de datoria primarului Lungu să sune la termica și să dea drumul la încălzire acum.
Și avem imagine, am înțeles, de la meciul de astăzi, de pe o veste Aren. Bună, o veste bună pentru cei care sunt interesați de fenomenul fotbalistic la Suceava. Astăzi a fost ultima etapă a turului. O partidă disputată pe arene între echipele Rapid Suceava și CFR Pașcani. Dar dă cineva imagini sau nu? Păi, eu zic că da, nu? Uite. Deci, așa, Rapid Suceava și CFR Pașcani. Colegul nostru, Daniel Vataman, a fost la meci. Meciul a început la ora 14. Oaspeții au condus cu scorul de 2-0. În minutul 35, cei de la CFR Pașcani au rămas în 10 oameni. Un jucător de-al lor a fost eliminat. Și de atunci s-a rupt totul în defavoarea Pașcanului și în favoarea echipei Rapid Suceava, care până la urmă a câștigat partida cu 4-2, după cum cred că se știe, Sporting Suceava a stat etapa asta, cealaltă echipă care joacă seria 1 din divizia C din Liga a 3-a a stat, pentru că echipa cu care trebuia să joace s-a retras din campionat. Oricum, Sporting Suceava, dacă nu mă înșel, este pe locul 5-6. Mai interesant era ce a făcut, cum s-a comportat Rapidul, pentru că era pe locul 3 înainte de disputarea acestei etape, la egalitate de puncte cu echipa din Roman, Petrotub Roman, care astăzi a jucat acasă cu echipa de pe primul loc, Sport Club Bacău. Ei bine, Petrotub Roman a învins echipa din Bacău cu scorul de 2-0. Victoria noastră de astăzi ne duce pe locul 1 la egalitate de puncte cu Petrotub Roman. Echipa noastră este pe locul 2 pentru că Romanul are un golaveraj mai bun, însă Romanul are o sancțiune primită din partea, cred că a Ligii Profesioniste de Fotbal și nu are voie să promoveze anul acesta, ceea ce înseamnă că noi acum suntem practic pe locul 1. Deci sfârșitul turului de campionat a prins echipa Rapid Suceava pe locul 1, la un punct distanță de echipa din Bacău, care, așa cum spuneam, astăzi a fost învinsă de Petrotub. Deci asta este o veste bună pentru cei care sunt interesați de soarta fotbalului din Suceava. Din Suceava. Îți mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei. Numai bine!